Citesc și pentru tine, un podcast cititor. Homeopatia. Ne apropiem acum de ce o svârta cu mai multă carne, dar înainte de a face primul pas în arenă, ar trebui să ne fie clar un lucru. În ciuda a ceea ce ați putea crede, nu sunt teribil de interesat de medicina alternativă și complementară, o sintagmă dubioasă în sine. Mă interesează rolul medicinei, credințele noastre despre corp și vindecare și sunt fascinat în munca mea de zi cu zi de beneficiile și riscurile unei intervenții date. Homeopatia, în toate astea, e doar un instrument. Să punem așadar una dintre cele mai importante întrebări din domeniul științei. De unde știm că o intervenție funcționează? Fie că este o cremă de față, un regim de detoxifiere, un exercițiu făcut la școală, o pastilă cu vitamine, un program pentru abilități parentale sau un medicament care previne infarctul, abilitățile implicate în testarea unei intervenții sunt aceleași. Homeopatia e unul din instrumentele de învățare cele mai clare pentru medicina bazată pe probe, dintr-un motiv simplu și unic. Homeopații oferă pilule cu zahăr, iar pilulele sunt cel mai ușor lucru de studiat din lume. La sfârșitul acestui capitol veți ști mai multe despre medicina bazată pe probe și structura unei testări decât un medic oarecare. Veți înțelege de ce testele pot merge prost și pot oferi false rezultate pozitive, cum funcționează efectul placebo și de ce tindem să supraestimăm eficacitatea pilulelor. Mai important, veți vedea cum se poate crea, dezvolta și menține un mit al sănătății de industria medicinei alternative, folosind pe dumneavoastră, publicul, aceleași trucuri pe care industria farmaceutică le folosește pe doctori. E ceva cu mult mai vast decât homeopatia. Ce este homeopatia? Homeopatia este poate exemplul paradigmatic de terapie alternativă. Își arogă autoritatea unei bogate tradiții istorice, însă istoria ei e rescrisă adesea pentru nevoile de PR ale pieței contemporane. Are un cadru explicativ elaborat și aducând a știință, fără probe științifice care să-i demonstreze veridicitatea. Iar susținătorii săi spun clar că pastilele vă vor face bine când, de fapt, după nenumărate cercetări, s-a descoperit că acestea nu sunt cu nimic mai bune decât placebo. Homeopatia a fost inventată de un doctor german pe nume Samuel Hahnemann pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Într-o perioadă când medicina clasică însemna luare de sânge, purgație și alte prostii dăunătoare, când tratamentele noi erau scoase din mânecă de indivizi cu autoritate care se numeau pe ei înșiși doctori, adesea cu prea puține dovezi în sprijinul lor, homeopatia trebuie să fi părut destul de rezonabilă. Teoriile lui Hahnemann erau diferite de cele ale concurenței, fiindcă el decisese, un cuvânt mai potrivit nu putem găsi, că dacă putea descoperi o substanță care să inducă simptomele bolii la un individ sănătos,
Aceasta putea fi folosită pentru tratarea acelorași simptome la o persoană bolnavă. Primul său remediu homeopatic a fost scoarța de cinciona, propusă ca tratament pentru malarie. A luat și el o doză mare, prezentând simptome despre care a hotărât că erau similare cu cele ale malariei. Degetele de la mâini și picioare mi s-au răcit pe loc. Am devenit apatic și amețit. Inima a început să-mi palpite, pulsul mi s-a accelerat. M-a cuprins o anxietate intolerabilă cu tremurături, prostrație, pulsații în cap, roșeață în obraz și sete neostoită, febră intermitentă, amorțeală, rigiditate. Și așa mai departe. Hahnemann a presupus că oricine ar avea parte de aceste simptome dacă ar lua cinciona, deși sunt dovezi că a avut parte de o reacție alergică și nimic altceva. Mai important, a decis de asemenea că dacă ar fi administrat cuiva suferind de malarie o doză mică de cinciona, hapul ar fi tratat mai degrabă decât ar fi cauzat malaria. Teoria lui cui pe cui se scoate, invocată în acea zi, este în esență primul principiu al homeopatiei. Prescrierea de substanțe chimice și buruieni putea fi o chestiune primejdioasă, fiindcă acestea chiar au efecte asupra organismului, induc simptome cum observase Hahnemann. A rezolvat însă această problemă cu a doua sa idee de mare inspirație, trăsătura esențială a homeopatiei, recognoscibilă astăzi de cei mai mulți dintre oameni. A decis, acesta este din nou cuvântul, că dacă diluai o substanță, acest lucru avea să-i potențeze abilitatea de a vindeca simptomele, sporindu-și puterile medicale asemănătoare cu cele ale spiritului și, ce noroc, reducându-i efectele secundare. A mers, de fapt, mai departe decât atât. Cu cât diluezi mai mult o substanță, cu atât mai puternică devine tratarea simptomelor pe care altfel le-ar provoca. Simpla diluare nu era suficientă. Hahnemann a decis că procesul trebuia efectuat într-o manieră foarte specifică, cu un ochi la identitatea mărcii și un simț al ritualului și circumstanței, așa că a conceput un procedeu intitulat agitare. La fiecare diluare, vasul conținând remediul este lovit ferm de 10 ori cu un obiect tare, dar elastic. În acest scop, Hahnemann a pus să-i se facă la comandă, la un șelar, o scândură de lovit îmbrăcată pe o parte în piele și umplută cu păr de cal. Aceste 10 izbituri ferme sunt încă executate în fabricile de medicamente homeopatice, uneori cu ajutorul unor roboți complicați, construiți special. Homeopații au inventat o largă varietate de remedii de-a lungul anilor, iar procesul a ajuns să fie numit cam grandilocvent probare, de la germanul Prüfung. Un grup de voluntari care poate însemna de la o persoană până la 24 de persoane se adună și iau 6 doze din leacul ce se probează în diferite grade de diluare pe parcursul a 2 zile, ținând un jurnal al stărilor mentale, fizice și emoționale, inclusiv al viselor avute în acest răstimp. La capătul probării, maestrul probator va pune la oaltă informațiile din jurnale, iar această listă lungă și nesistematică de simptome și vise ale câtorva oameni va deveni imaginea simptomului pentru acel remediu, scris într-o carte mare și, în unele cazuri, tratat pentru totdeauna cu imens respect. Când mergeți la un homeopat, el sau ea va încerca să vă adapteze simptomele la cele cauzate
de un remediu trecut prin probare. Sistemul acesta are lacune evidente. Pentru început, nu se poate ști sigur dacă experiențele avute de probatori sunt sau nu cauzate de substanța luată sau de ceva fără nicio legătură. Ar putea fi un efect nocebo, opusul lui placebo, în care oamenii se simt rău, deoarece la asta se așteaptă. Pun pariu că vă pot face să vă apuce greața pe loc dacă vă spun câteva adevăruri de la fața locului despre felul în care s-a fabricat ultima dumneavoastră masă cu alimente procesate. Poate fi o formă de isterie în grup. Or fi purici pe canapeaua asta? Unul dintre ei poate simți o durere de burtică, ce ar fi apărut oricum. Ar putea să se fi molipsit toți de același guturai și așa mai departe. Dar homeopații au avut un mare succes lansând pe piață aceste probări ca pe niște investigații științifice valide. Intrați pe site-ul Boots the Chemist, de exemplu, și luați modulul lor de predare a terapiilor alternative pentru tinerii peste 16 ani. Veți vedea, printre alte bălmăjeli despre remediile homeopatice, că susțin, legat de probările lui Hahnemann, că erau teste clinice. Lucrul acesta nu e adevărat, după cum vă puteți da acum seama. Totuși, o asemenea opinie este destul de frecvent întâlnită. Hahnemann practica și o și recomanda ignorarea completă a proceselor fiziologice petrecute în organism. Îl trata ca pe o cutie neagră, cu leacuri intrând pe o parte și efecte ieșind pe alta, ridicând în slăvi doar datele empirice, adică efectele medicamentului asupra simptomelor. Totalitatea simptomelor și circumstanțelor observate în fiecare caz individual, spunea el, este unica indicație care ne poate conduce spre alegerea remediului. Lucru care se află în opoziție absolută cu medicina tratează doar simptomele. Noi tratăm și înțelegem cauzele aflate în spatele acestora, retorica terapeuților alternativi moderni. E interesant de notat, pentru vremurile acestea în care cei natural e și bun, că Hahnemann n-a suflat o vorbă despre faptul că homeopatia ar fi naturală și s-a promovat drept om de știință. Medicina convențională din vremea lui Hahnemann era obsedată de teorie și se mândrea enorm că își baza practica pe înțelegerea rațională a anatomiei și a funcțiilor corpului omenesc. Medicii din secolul al XVIII-lea îi luau în derâdere pe homeopați, acuzându-i că se bazează prea mult pe simplul empirism și pe observarea unor indivizi care se făceau bine. Dar s-a întors foaia. În ziua de azi, cei care practică medicina se bucură să-și accepte ignoranța privitor la detaliile mecanismului, atâta timp cât testele arată că medicamentele sunt eficiente. Ținta noastră e să le abandonăm pe cele care nu sunt, în vreme ce homeopații se bazează exclusiv pe teoriile lor exotice și ignoră apăsarea uriașă a dovezilor empirice negative asupra eficacității lor. Nu-i mare lucru, poate, dar aceste schimbări subtile în retorică și sens pot fi relevante. Problema diluării. Înainte să avansăm între ale homeopatiei și să cercetăm dacă funcționează sau nu cu adevărat, mai avem o problemă esențială pe care trebuie să o rezolvăm. Cei mai mulți oameni știu că remediile homeopatice sunt diluate într-o asemenea măsură,
încât nu mai rămân deloc molecule în doza pe care o primesc. S-ar putea însă să nu știți întocmai cât de diluate sunt leacurile cu pricina. Diluarea homeopată obișnuită este de 30C. Asta înseamnă că substanța originală a fost diluată pornindu-se de la concentrația de o picătură la 100 de alte 30 de ori. Secțiunea Ce este homeopatia? De pe site-ul Societății Homeopaților, Society of Homeopaths, cea mai cuprinzătoare organizație a homeopaților din Regatul Unit, vă va spune că 30C conține mai puțin de o parte la un milion din substanța originală. Mai puțin de o parte la un milion e, aș zice, o afirmație modestă. O preparare homeopatică 30C înseamnă diluarea unei unități în 100 la puterea 30 ori, mai degrabă 10 la puterea 60, adică 1 urmat de 60 de zerouri. Ca să evităm orice neînțelegeri, înseamnă diluarea unei unități de substanță în 100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 0
o parte la un milion, 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 milion. Este, într-adevăr, mai puțin de o parte la un milion din substanța originală. Spre comparație, într-un bazin de înot olimpic există doar 1 urmat de 32 de zerouri de molecule de apă. Imaginați-vă o sferă de apă cu un diametru de 150 de milioane de kilometri, distanța de la Pământ la Soare. Luminii îi ia 8 minute ca să o străbată. Închipuiți-vă o sferă de apă de mărimea asta cu o moleculă de substanță în ea. Aceasta e diluarea 30C. La o diluare 200C puteți cumpăra soluții mult mai diluate de la orice furnizor de produse homeopatice. Substanța curativă e diluată de mai multe ori decât numărul total al atomilor din univers și încă cu mult, mult mai mult. Ca să privim altfel chestiunea, universul conține cam 3 ori 10 la puterea 80 de metri cubi de spațiu, ideal ca să-ți întemeiezi o familie. Dacă ar fi umplut cu apă plus o moleculă de ingredient activ, s-ar ajunge abia la o diluare amărâtă de 55C. Ar trebui să ne amintim totuși că improbabilitatea afirmațiilor făcute de homeopați în privința modului în care funcționează pilulele lor rămâne oarecum marginală și nu centrală pentru observația noastră, anume că respectivele leacuri nu funcționează mai bine decât efectul placebo. Nu știm cum funcționează anestezicele generale, știm însă că funcționează și le folosim în ciuda ignoranței noastre. Eu însumi am tăiat adânc în abdomenul unui om și am răscolit intestinele într-o sală de operații, bine supravegheat, mă grăbesc să adaug, în timp ce pacientul era sub influența anestezicelor, iar lacunele în cunoașterea noastră privitoare la modul de acțiune al acestor substanțe nu ne-au deranjat atunci nici pe mine și nici pe pacientul meu. În plus, la data când homeopatia era inventată de Hahnemann, nimeni nu știa că ar exista asemenea probleme, fiindcă fizicianul italian Amadeo Avogadro și succesorii săi
nu reușiseră încă să afle câte molecule se găsesc într-o cantitate dată dintr-o substanță anume, dar minte câți atomi sunt în univers. Pe atunci, nici măcar nu știam prea bine ce erau atomii ăștia. Cum s-au descurcat homeopații cu apariția noilor cunoștințe? Spunând că moleculele absente sunt irelevante, deoarece apa are memorie. Pare posibil dacă te gândești la o baie sau la eprubetă umplută cu apă. Însă când te gândești la modul cel mai elementar cu putință la scala acestor obiecte, o moleculă infimă de apă n-are cum să fie deformată de o moleculă uriașă de arnică și lăsată cu o adâncitură sugestivă, adică felul în care mulți homeopați par să-și imagineze procesul. O bucățică de chit de mărimea unui bob de mazăre nu poate lăsa o urmă pe suprafața canapelei dumneavoastră. Fizicienii au studiat asidu structura apei vreme de zeci de ani și cu toate că e adevărat că moleculele de apă vor forma structuri în prejurul unei alte molecule dizolvate în ele, la temperatura camerei, mișcările aleatorii făcute în continuu în moleculele de apă înseamnă că aceste structuri au o viață foarte scurtă, o existență măsurabilă în picosecunde sau chiar mai puțin. E un termen de garanție extrem de restrictiv. Homeopații extrag uneori date anormale din experimente fizice, pretinzând că acestea ar dovedi eficacitatea homeopatiei. Datele conțin erori fascinante despre care se poate citi prin alte părți. Adesea, substanța homeopatică, testele extrem de minuțioase făcute în laborator, arată că ar prezenta o subtilă diferență față de o soluție non-homeopatică, a fost preparată complet altfel, din ingrediente diferite și detectată apoi de aparatele extrem de performante. Merită notat întreagăt și că magicianul și dezvrăjitorul James Randi a oferit un premiu de $1,000,000 oricui poate demonstra proprietăți anormale în condiții de laborator și a declarat explicit că oricine poate câștiga banii cu condiția să poată distinge clar între o preparare homeopatică și una non-homeopatică, recurgând la orice metodă dorește. Recompensa de $1,000,000 nu a fost încă revendicată. Chiar luată în serios, istoria cu memoria apei are mari lacune conceptuale. De cele mai multe ori vă puteți da seama și singuri. Dacă apa are memorie, cum susțin homeopații, și dacă o diluare de 10 la puterea 60 e în regulă, atunci deja toată apa de pe lume ar trebui să fie o soluție dătătoare de sănătate. Apa circulă de mult pe pământ, până la urmă, iar apa din chiar corpul meu, care stă și scrie la tastatură în Londra, a mai circulat printr-o mulțime de trupuri. Poate că unele dintre moleculele de apă aflate în degetele mele când am bătut propoziția asta se află acum în globul dumneavoastră ocular. Poate că unele dintre moleculele de apă care îmi ies din neuroni în vreme ce decid dacă să scriu pipi sau urină în propoziția asta se află acum în vezica reginei, Dumnezeu s-o păzească. Apa e peste tot, e un extraordinar numitor comun. Uitați-vă numai la nori. De unde știe o moleculă de apă să uite orice altă moleculă a întâlnit înainte? De unde știe ea să-mi trateze zgârietura cu amintirea despre arnică în loc de amintirea despre fecalele lui Isaac Asimov? Am scris asta odată în ziar și un homeopat s-a plâns la Comisia pentru Etica Presei, Press Compliance Commission. Nu-i vorba despre diluare, a zis. Agitarea e totul. Trebuie să lovești iute flaconul de 10 ori
de o suprafață acoperită cu piele de păr și cal, și asta face apa să-și amintească o moleculă. Fiindcă nu menționasem asta, a explicat el, i-am făcut intenționat pe homeopați să pară proști. Mare ție grădina! Și, dincolo de toată vorbăria homeopată despre memoria apei, ar trebui să ne amintim că ceea ce luați în deopște dumneavoastră e o mică pilulă de zahăr, nu o linguriță de apă diluată homeopatic, așa că homeopații ar trebui să-și pună și problema memoriei zahărului. Memoria zahărului, adică amintirea ceva memorat de apă, după o diluare mai însemnată decât numărul de atomi din univers, dar care trece asupra zahărului când apa se evaporă. Vreau să fiu clar, nu mai am chef de alte reclamații. Odată ce zahărul care și-a amintit ceva ce ținea minte apa vă intră în corp, trebuie neapărat să aibă un efect. Dar care să fie oare? Nimeni nu știe, dar se pare că trebuie să luați regulat pilulele într-un dozaj suspect de asemănător cu cel al medicamentelor care sunt administrate la intervale ce corespund duratei în care sunt metabolizate și excretate de organism. Cer o procedură corectă. Aceste improbabilități teoretice sunt interesante, însă n-or să vă facă să câștigați dispute. Sir John Forbes, medic al reginei Victoria, a scos în evidență problema diluării în secolul al XIX-lea și 150 de ani mai târziu discuția nu a avansat de fel. Adevărata problemă, când vine vorba despre homeopatie, e foarte simplă. Funcționează? De fapt, cum știm că oricare tratament are efect? Simptomele sunt un lucru foarte subiectiv, așa că aproape orice manieră imaginabilă de a stabili beneficiile oricărui tratament trebuie să înceapă cu individul și experiența lui sau a ei. De aici se poate construi. Să ne imaginăm că vorbim, poate chiar ne luăm la harță, cu cineva care crede că homeopatia funcționează, cineva care o resimte ca pe o experiență pozitivă, care simte că se face mai bine, mai repede cu ajutorul homeopatiei. Acel cineva ar putea spune, nu știu, mie mi se pare că merge, mă fac bine când urmez tratamente homeopatice. Persoanei respective îi se pare ceva de domeniul evidenței și așa și este până la un punct. Puterea acestei aserțiuni și erorile sale se află în simplitatea sa. Orice s-ar întâmpla, afirmația rămâne adevărată. Dar dumneavoastră ați putea sări de colo spunând, ei bine, poate că a fost efectul placebo. Fiindcă efectul placebo e de departe mai complex și mai interesant decât bănuiesc mulți, depășind cu mult o simplă pilulă cu zahăr. Are de-a face cu întreaga experiență culturală a tratamentului, în special cu așteptările, cu procesul de examinare prin care treceți în timp ce vi se administrează tratamentul și cu multe altele. Știm că două pilule de zahăr sunt un tratament mult mai eficient decât o singură pilulă, de exemplu, și știm că injecțiile cu apă sărată sunt o metodă de combatere a durerii mai eficientă decât pilulele cu zahăr și nu fiindcă ar avea vreun efect biologic asupra corpului, ci fiindcă o injecție pare să fie o intervenție mult mai profundă. Știm că, de pildă, culoarea pilulei, ambalajul, câți bani dai pe ea, ba chiar și ce cred oamenii care vă vând, sunt cu toții factori importanți. Știm că operațiile placebo pot fi eficiente pentru durerile de genunchi, ba chiar și pentru angină. Efectul placebo funcționează la animale și copii. Este foarte puternic și teribil de viclean. Nu veți ști cât până ce nu veți citi capitolul placebo din carte. Așadar, când entuziasmul homeopatiei spune că tratamentul homeopatic l-a făcut să se simtă mai bine,
am putea replica. Sunt de acord, dar poate că starea ți s-a îmbunătățit de la efectul placebo, la care el poate răspunde nu, fiindcă nu are cum să știe dacă s-a făcut bine de la efectul placebo sau nu. Nu își poate da seama. Poate, cel mult, ca răspuns, să reafirme ce a susținut inițial. Nu știu, mie mi se pare că merge. Mă simt mai bine când urmez tratamente homeopatice. Mai departe, ați putea spune, ok, accept asta, dar e posibil să te simți mai bine ca urmare a regresiei către medie. E una dintre multele iluzii cognitive descrise în cartea de față, erori elementare ale capacității noastre de judecată, care ne duc la sesizarea de modele și conexiuni în lumea din jur, când o examinare mai amănunțită ar scoate la iveală că, de fapt, modelele nu există. Regresia către medie este o sintagmă alternativă pentru fenomenul prin care, așa cum le place terapeuților alternativi să spună, lucrurile au toate un ciclu natural. Să zicem că vă doare spatele. Durerea vine și trece. Aveți zile bune și zile proaste. Săptămâni bune și săptămâni proaste. Când durerea e maximă, urmează să vă simțiți mai bine, fiindcă așa merg lucrurile cu durerea dumneavoastră de spate. În mod similar, multe boli au ceea ce se cheamă istoric natural. Dor tare, apoi te faci bine. Cum spunea Voltaire, arta medicinei constă în a amuza pacientul în vreme ce natura vindecă boala. Să spunem că ați răcit. O să vă simțiți mai bine după câteva zile, dar pe moment vă simțiți oribil. E cât se poate de firesc ca, atunci când simptomele sunt mai neplăcute, să încercați să vă îmbunătățiți starea. Ați putea lua un remediu homeopatic. Ați putea sacrifica o capră și să vă atârnați măruntaiele ei de gât. Ați putea să vă siliți medicul de familie să vă prescrie antibiotice. Am enumerat cele de mai sus în ordinea crescătoare a ridicolului. Apoi, când vă simțiți mai bine și vă veți reveni cu siguranță dintr-o răceală, veți presupune în mod firesc că orice ați făcut când simptomele erau mai rele reprezintă motivul însănătoșirii. Post hoc, ergo proper hoc și așa mai departe. De fiecare dată când o să răciți, o să dați buzna la medicul dumneavoastră hărțuindu-l să vă dea antibiotice și când medicul vă va spune, știți, nu cred că e o idee prea bună, veți insista, fiindcă data trecută a funcționat, iar rezistența comunității la antibiotice va crește și, în cele din urmă, din cauza acestui tip de iraționalitate, niște doamne în vârstă vor muri de la niște vaccinuri împotriva gripei aviare, dar asta e altă poveste. Vă puteți raporta mai matematic la regresia către medie dacă preferați. În emisiunea lui Bruce Forsyth, Play Your Cards Right, când Bruce-i pune un 3 pe masă, cei din public strigă toți mai mare, fiindcă știu că sunt șanse mari ca următoarea carte de joc să fie mai mare decât 3. Vreți mai mare decât valet? Mai mare? Mai mare? Mai mică. O versiune și mai extremă a regresiei către medie e ceea ce americanii numesc schema de la Sports Illustrated. De fiecare dată când un sportiv apare pe coperta revistei, spune legenda, va ieși curând din grațiile publicului. Dar ca să ajungi pe coperta revistei, ar trebui să fii în vârful ierarhiei valorice a sportului tău, unul dintre cei mai buni sportivi din lume. Și ca să fii cel mai bun în săptămâna aceea, presupune totodată și un noroc ieșit din comun. Norocul sau vâlva de obicei trece, regresează către medie natural, cum se întâmplă atunci când arunci un zar. Dacă nu înțelegeți asta,
veți începe să căutați altă cauză pentru regresie și găsiți schema de la Sports Illustrated. Pentru ca tratamentele lor să pară că dau roade, homeopații vorbesc despre agravare, explicând că uneori remediul corect poate înrăutăți inițial simptomele înainte de a le diminua și pretind că acest fenomen face parte din procesul de vindecare. În același mod, persoanele care urmează cure de detoxifiere vor spune adeseori că, la început, remediul lor s-ar putea să te facă să te simți rău cât timp toxinele sunt extrase din organism. Din perspectiva acestor promisiuni, literalmente tot ce se întâmplă cu dumneavoastră după un tratament e o dovadă a competenței clinice a terapeutului și a abilităților sale în a prescrie rețete. Putem așadar să ne întoarcem la împătimitul homeopatiei spunându-i: simți că te-ai făcut bine, ok, te cred, dar poate e din cauza regresiei către medie sau pur și simplu datorită istoriei naturale a bolii. El ar putea din nou să spună nu sau să afirme furios că e lipsit de sens ce zici, fiindcă nu are cum să știe dacă urma să se facă bine oricum, atunci când, aparent, starea i s-a îmbunătățit după o vizită la homeopat. Regresia către medie ar putea foarte bine să fie adevărata explicație a însănătoșirii, doar că el nu are de unde să știe asta. Poate doar să-și reafirme aserțiunea inițială. Nu știu, mi se pare că merge. Mă simt mai bine când iau pastile homeopatice. S-ar putea să nu mai fie dispus să continue. Dar atunci când cineva marșează și zice homeopatia funcționează sau începe să mormăie ceva despre știință, atunci avem o problemă. Nu putem decide asemenea lucruri pe baza experienței unui singur individ din motivele descrise mai sus. Acesta ar putea să confunde efectul placebo cu efectul real sau să confunde o întâmplare cu o descoperire reală. Chiar dacă am avea cazul autentic, uimitor și lipsit de ambiguitate al unei persoane care s-a vindecat de cancer în fază terminală, tot ar trebui să folosim cu prudență experiența acelei persoane, fiindcă, uneori, absolut întâmplător, miracolele chiar au loc. Uneori, nu foarte des. Pe parcursul multor ani, o echipă de oncologi australieni au urmărit 2337 de pacienți cu cancer în fază terminală aflați în tratament paliativ. Aceștia au murit în medie în 5 luni, dar cam un procent din ei încă mai erau în viață după 5 ani. În ianuarie 2006, acest studiu a fost prezentat în Independent, derutant, drept curele miracol, probate că funcționează. Doctorii au descoperit dovezi statistice potrivit cărora tratamentele alternative, precum dietele speciale, poțiunile de ierburi și credința, pot vindeca boli aparent mortale, însă rămân nesiguri în privința motivelor. Rezultatul studiului însă arăta clar că nu există tratamente minune, nici n-au cercetat savanții asemenea tratamente, asta era o invenție a ziarului. În schimb, făcea vizibil un lucru mult mai interesant, că uneori se pot petrece pur și simplu lucruri uimitoare, oamenii pot supraviețui în ciuda șanselor minime, fără vreun motiv sesizabil. După cum au arătat cercetătorii în descrierea lor, existența miracolelor trebuie tratată cu precauție, fiindcă miracolele se produc repetat în 1% din cazuri, fără vreo intervenție anume. Lecția oferită de acest ziar e că nu putem generaliza experiența unui individ sau a câtorva scoasă din context pentru a servi demonstrației. Atunci, cum procedăm? Răspunsul este că luăm o mulțime de indivizi, o mostră de pacienți care reprezintă populația pe care sperăm să o tratăm, cu toate experiențele lor individuale și trecem pe toți prin măsurători.
Aceasta e cercetarea medicală, clinică, academică, fără altceva în plus, fără mister, fără paradigmă diferită, fără fum și oglinzi. E un proces complet transparent și această idee singură a salvat probabil mai multe vieți la o scară mult mai spectaculoasă decât oricare altă idee care o să vă vină anul acesta. Și nici nu e o idee nouă. Primele teste apar în Vechiul Testament și, interesant, deși nutriționismul a devenit abia de curând ceea ce am putea numi gargara zilei, au de-a face cu alimentația. Daniel are o dispută cu eunucul șef al regelui Nabucodonosor în privința porțiilor de mâncare repartizate captivilor iudei. Dieta de la palat includea mâncare grasă și vin, însă Daniel voia ca soldaților săi să li se dea doar legume. Eunucul se îngrijora că aveau să devină soldați mai slabi dacă nu aveau parte de mese îmbelșugate și că lucrul acesta avea să-i pună capul în primejdie. Daniel, pe de altă parte, era dispus la compromis, așadar propune prima serie de teste clinice din istorie. Și a zis Daniel către supraveghetor: încearcă odată cu servii tăi timp de 10 zile și dă-ne să mâncăm bucate din zarzavaturi și să bem apă. Apoi să te uiți la chipurile noastre și la chipul tinerilor care mănâncă din bucatele regelui și cum ți se va părea, așa fă cu supușii tăi. Atunci el le-a ascultat această rugăminte și a încercat timp de 10 zile. Și după un răstimp de 10 zile, ei arătau mai frumoși și mai grași la trup decât toți tinerii care mâncau din bucatele regelui. Atunci supraveghetorul le-a înlocuit mâncarea lor și vinul și le-a dat mâncăruri de legume. Daniel 1:16. Până la un punct, despre asta ar fi vorba. Un experiment nu are nimic misterios în el și, dacă dorim să vedem în ce fel funcționează pilulele homeopatice, putem face un test foarte asemănător, să-l dezvăluim în toată frumusețea sa. Ne vor trebui să zicem 200 de oameni care se duc la o clinică de homeopatie pe care îi vom împărți la întâmplare în două grupe, apoi îi vom lăsa să treacă prin întregul proces al consultației la homeopat, diagnostic și obținerea rețetei pentru ce vrea homeopatul să le recomande. Dar, în ultima clipă, fără ca ei să știe, vom înlocui jumătate dintre pilulele homeopatice ale pacienților cu pilule placebo normale care nu au fost potențate în mod magic de homeopatie. Apoi, la timpul potrivit, putem măsura cât s-au făcut bine în fiecare grup. Vorbim cu homeopați, m-am lovit de o reținere și teamă față de măsurătoare, de parcă ar fi fost altceva decât un proces transparent, ca și cum ar fi fost vorba de a îndesa un șurub pătrat într-o gaură rotundă, fiindcă măsurătoare sună așa de științific și matematic. Ar trebui să ne oprim un moment și să chibzuim. Măsuratul nu implică niciun mister și niciun instrument special. Întrebăm oamenii dacă se simt mai bine și contabilizăm răspunsurile. Într-un test sau uneori ca procedeu de rutină în clinicile ce tratează în sistem ambulatoriu, s-ar putea să le cerem oamenilor să-și aprecieze durerea de genunchi pe o scară de la 1 la 10 în fiecare zi într-un jurnal sau să numere zilele fără dureri dintr-o săptămână, ori să măsoare efectul pe care îl are oboseala asupra vieții lor în acea săptămână, câte zile au fost în stare să iasă din casă, cât de departe au reușit să meargă pe jos, ce treburi gospodărești au fost în stare să facă. Pot fi întrebați despre oricâte lucruri simple, transparente și adesea foarte subiective, fiindcă treaba medicinei e să îmbunătățească viața și să amelioreze suferința.
am putea să raționalizăm puțin procesul, să-l standardizăm și să permitem ca rezultatele noastre să poată fi mai ușor comparate cu alte cercetări, ceea ce este un lucru bun care ajută la o înțelegere bună a bolii și a tratamentului său. Am putea folosi chestionarul general de sănătate, de exemplu, fiindcă este o unealtă standardizată. Însă, cu tot tamtamul, GHQ-12, cum este cunoscut, rămâne doar o simplă listă de întrebări despre viața și simptomele dumneavoastră. Dacă vă pasionează retorica anti-autoritară, țineți minte asta. Efectuarea unui experiment cu efect placebo controlat asupra unui tratament acceptat, fie el terapie alternativă sau orice formă de terapie, e un act inerent subversiv. Subminați falsa certitudine și lipsiți doctorii, pacienții și terapeuții de un tratament care de obicei îi mulțumea. Nemulțumirile cauzate de experimente, în medicină ca și aiurea, au o istorie lungă și tot soiul de oameni își vor ridica baricade împotriva lor. Archie Cochrane, unul dintre înaintașii medicinei bazate pe dovezi, a scris cu amuzament la un moment dat felul în care diverse grupuri de chirurgi susțineau din răsputeri că propriul tratament al cancerului era cel mai eficient. Li se părea de domeniul evidenței tuturor că propriul tratament era cel mai bun. Cochrane a mers până la a-i aduna pe unii dintre ei într-o încăpere pentru a fi martori la convingerea încăpățânată, dar conflictuală a celorlalți în încercarea de a-i convinge să accepte că e nevoie de teste. Judecătorii, în chip similar, pot fi extrem de reticenți în a da sentințe diferite în cazul consumatorilor de heroină, crezând că știu mai bine ce trebuie făcut în fiecare situație în parte. Sunt dispute recente și nu țin sub nicio formă doar de domeniul homeopatiei. Așadar, avem un grup de persoane venite la o clinică homeopată, le înlocuim jumătate din pastile cu pilule placebo și măsurăm cine se simte mai bine. E un test placebo controlat al pilulelor homeopatice și nu o discuție ipotetică. Asemenea, experimente s-au făcut asupra metodelor folosite în homeopatie și din ele a rezultat că, în principiu, homeopatia n-ar fi mai bună decât placebo. Cu toate acestea, ați auzit probabil că există și studii cu rezultate pozitive, poate că ați și văzut diferite extrase din unele. Ce se întâmplă? Răspunsul e fascinant și ne poartă chiar către miezul medicinei bazate pe dovezi empirice. Există unele studii care arată că homeopatia se descurcă mai bine decât placebo, însă doar câteva, și sunt în general studii cu erori metodologice. Toate astea sună tehnic, dar înseamnă numai că există probleme în maniera de desfășurare a testării, iar unele probleme sunt atât de mari încât au drept rezultat faptul că acele studii nu sunt tocmai oneste în privința unui tratament anume. Literatura axată pe terapii alternative este cu siguranță înțesată de incompetență, însă erorile în experiment sunt, de fapt, foarte comune peste tot în medicină. De fapt, corect ar fi să spunem că toate cercetările au anumite erori, din simplul motiv că experimentul implică un compromis între ce ar fi ideal și ce ar fi practic sau ieftin. Literatura în domeniul medicinei alternative și complementare cam eșuează adesea lamentabil la capitolul interpretare. Medicii știu uneori că citează studii făcute din burtă și descriu erorile, în vreme ce homeopații tind să accepte fără rezerve orice rezultat pozitiv. E important de asemenea ca studiul să fie întotdeauna publicat complet, cu metode și rezultatele la vedere pentru evaluare. Aceasta e o temă recurentă în cartea de față și e una importantă, fiindcă
Atunci când oamenii pretind ceva pe baza cercetărilor proprii, trebuie să fim capabili de a decide singuri cât de mari sunt erorile metodologice și să concluzionăm dacă rezultatele sunt de încredere și dacă au fost obținute corect. Lucrurile care împiedică o cercetare să fie corectă sunt, odată ce ajungi să le cunoști, orbitor de evidente. Orbirea. O trăsătură importantă a unui experiment bine făcut e că nici cei care îl efectuează și nici pacienții nu știu dacă au parte de pastila de zahăr homeopată sau de o simplă pastilă placebo, fiindcă vrem să fim siguri că orice diferență am măsura provine din diferența dintre pilule și nu din așteptările sau prejudecățile oamenilor. Dacă cercetătorii ar ști care dintre pacienții lor iubiți au luat pastilele reale și care pe cele placebo, s-ar putea să dezvăluie regulile jocului sau să-și schimbe modul de evaluare a pacientului în mod conștient sau inconștient. Să zicem că fac un studiu despre o pastilă menită să reducă hipertensiunea arterială. Eu știu care dintre pacienții mei au căpătat noua și scumpa pilulă pentru scăderea tensiunii și care au primit placebo. Unul dintre cei cărora li s-a administrat pastila cea nouă prezintă valori anormale ale tensiunii arteriale, mult mai mari decât m-aș fi așteptat, mai ales că a luat medicamentul acesta scump. Așa că verific din nou tensiunea, doar ca să mă asigur că n-am făcut vreo greșeală. Următorul rezultat se apropie mai mult de normal, așa că îl transcriu pe acela, ignorându-l pe cel cu nivel ridicat. Măsurarea tensiunii e un procedeu inexact ca interpretările encefalogramei, cele ale razelor X, intensității durerii și alte măsurători folosite îndeopște în experimentele clinice. Mă duc să mănânc la prânz, fără să am nici cea mai vagă idee că, dovedind un calm imperturbabil, poluez datele, distrug studiul, produc dovezi lipsite de acuratețe și că, prin urmare, ucid oameni, fiindcă una dintre cele mai mari greșeli ar fi să uităm că datele sunt folosite pentru decizii serioase într-o lume foarte reală, iar informațiile eronate produc suferință și moarte. Avem câteva exemple foarte potrivite în istoria medicală recentă în care nereușita în a asigura o orbire, blinding, adecvată, cum se numește, a provocat inducerea în eroare a întregului corp medical în legătură cu cel mai bun tratament. Nu aveam habar dacă chirurgia laparoscopică era mai bună decât chirurgia pe corp deschis, până ce un grup de chirurgi din Sheffield a pus la cale un experiment foarte teatral, la care a folosit bandaje și țâșnete decorative de sânge fals pentru a se asigura că nimeni nu putea spune exact ce tip de operație suporta un anumit pacient. O serie de personalități ale medicinei bazate pe probe s-au adunat și au cercetat standardul de orbire în diferite experimente asupra unor medicamente, descoperind că testele cu orbire inadecvată exagerau cu 17% beneficiile substanțelor studiate. Orbirea nu e vreo căutare a acului în carul cu fân, tipică unor pedanți iritabili ca mine, obișnuiți să atace terapiile alternative. Mai aproape de subiectul homeopatiei, o evaluare a experimentelor făcute pentru a cerceta eficiența acupuncturii asupra durerilor de spate a arătat că, acolo unde procedura de lucru orb fusese bine realizată, rezultatele indicau un beneficiu minuscul datorat acupuncturii
deși nu relevant statistic, o să ne întoarcem mai târziu la ce înseamnă asta. Pe de altă parte, testele unde procedura nu a fost aplicată, cele în care pacienții știau dacă se află sau nu în grupul de tratament, au arătat o majoră și relevantă statistic îmbunătățire a stării pacienților. Controlul placebo pentru acupunctură, în caz că vă întrebați, e acupunctura mimată cu ace false sau dispuse în locuri greșite, deși amuzant lucru, uneori o școală de acupunctură va pretinde că locațiile false ale unor școli sunt chiar cele adevărate ale școlii lor. Așadar, cum putem vedea, orbirea e importantă și nu orice test este bun. Nu poți spune tam ni sam, uitați un test care demonstrează că medicamentul e eficient, fiindcă sunt teste bune sau oneste și teste proaste. Când doctorii și oamenii de știință spun că un studiu are erori metodologice și nu e de încredere, nu e din cauză că testările ar fi răutăcioase sau ar încerca să mențină hegemonia ori să permită mai departe impostorilor să apară în industria farmaceutică. E fiindcă studiul a fost realizat nesatisfăcător, să maschezi cu bună știință nu costă nimic, nu e așadar un test onest. Randomizare. Să scoatem cele de mai sus din domeniul teoretic și să aruncăm o privire asupra unor teste citate de homeopați în sprijinul sistemului lor. Am în față un studiu absolut normal al profesorului Edward Ernst, care analizează folosirea extractului de arnică, lucrare pe care o putem utiliza spre exemplificare. Să ne fie clar că inadecvările de aici nu sunt unice, că nu vreau să fiu răutăcios și nici sarcastic. Ceea ce facem nu e altceva decât ceea ce fac medicii și savanții când evaluează probele. Așadar, Hildebrand et al., cum se zice printre universitari, au cercetat 42 de cazuri de femei care au luat arnică homeopatică pentru dureri musculare cronice, descoperind că arnica e mai eficientă decât placebo. La prima vedere, studiul pare a fi destul de plauzibil, dar dacă vă uitați mai îndeaproape, puteți vedea că nu s-a descris nicio randomizare. Randomizarea e un alt concept de bază în testele clinice. Desemnăm la întâmplare pacienți pentru grupul cu pilule placebo sau pentru cel cu pilule de zahăr homeopatice, fiindcă altfel există un risc ca doctorul sau homeopatul, conștient sau nu, să pună pacienții despre care au impresia că s-ar descurca bine în grupul homeopatic, iar pe cei sceptici în grupul placebo, afectând astfel rezultatele. Extragerea aleatorie nu e o idee nouă. A fost propusă prima oară în secolul al XVII-lea de John Baptista van Helmont, un radical belgian care i-a provocat pe academicienii vremii sale să-și testeze tratamentele bazate pe luare de sânge și purgație, bazate pe teorie, prin comparație cu ale lui, despre care susținea că ar fi bazate mai mult sau mai puțin pe probe clinice. Să luăm așadar din spitale, din taberele militare sau de altundeva 200 sau 500 de oameni necăjiți cu febră, pleurezie și altele. Să împărțim în două, iar jumătate dintre ei să fie ai mei,
iar ceilalți ai domniilor voastre, și vom vedea câte înmormântări vom avea de ambele părți. Este rar, chiar și în medicina alternativă, să găsești un experimentator atât de nepăsător încât să nu facă niciun fel de randomizare. Însă e surprinzător de banal să dai peste testări cu metode inadecvate de randomizare. La o simplă privire par în regulă, însă la o cercetare mai atentă vedem că experimentatorii au pus la cale un soi de teatru, pretinzând că aleg la întâmplare pacienții, însă permițând totuși influențarea conștientă sau inconștientă a alegerii grupului. În unele experimente inepte, din toate zonele medicinei, pacienții sunt extrași aleatoriu pentru tratament sau pentru grupul placebo, după ordinea în care sunt recrutați pentru studiu. Primul obține tratamentul real, al doilea placebo, al treilea tratamentul real, al patrulea placebo și tot așa. Pare destul de onest, însă, de fapt, este o fantă pentru privit ce poate duce experimentul la o eroare sistemică. Să ne imaginăm că avem un pacient despre care homeopații cred că e un sceptic, un pacient cu inima frântă care n-o să se facă în veci bine, indiferent ce tratament i-ai aplica, iar locul următor în studiu este o persoană care ar reveni grupului homeopat. Nu este de neconceput ca homeopatul să decidă din nou, conștient sau inconștient, că acel pacient anume n-ar fi probabil interesat de experiment. Dar dacă, pe de altă parte, pacientul fără speranță a venit la clinică în momentul în care este nevoie de un membru al grupului placebo, clinicianul recrutator s-ar putea să fie mai optimist în privința înrolării sale. Același lucru e valabil pentru toate metodele inadecvate de randomizare. După ultima cifră a datei nașterii, după ziua venirii în clinică și așa mai departe. Există chiar studii care pretind că aleg pacienții la întâmplare prin aruncarea unei monede, dar să mă iertați și să iertați și comunitatea medicinei bazate pe dovezi, dacă îmi fac griji că aruncarea unei monede lasă un picuț de loc pentru manipulare. 2 din 3 și tot așa. Pardon, voiam să zic 3 din 5. O, pe aia n-am văzut-o, a căzut pe jos. Există numeroase metode cu adevărat oneste de randomizare și, cu toate că necesită ceva cunoștințe, nu au costuri suplimentare. Metoda clasică este să faci oamenii să sune la un număr de telefon special legat la un computer cu un program de randomizare electronică, iar experimentatorul nici măcar nu face asta până ce pacientul nu a semnat adeziunea la studiu. Este probabil cea mai populară metodă printre cercetătorii meticuloși, dornici să se asigure că testul lor este corect, din simplul motiv că ar trebui să fii șarlatan pe față ca să-l încurci, ba chiar și la șarlatanie ar trebui să lucrezi destul de asidu. Vom continua să râdem de escroci imediat, însă acum trebuie să învățați despre una dintre cele mai importante idei ale istoriei intelectuale moderne. Contează extragerea aleatorie? Ca și cu orbirea, oamenii au descris efectele randomizării în lucrări uriașe, conținând numeroase experimente, descoperind că studiile cu randomizări dubioase supraestimează cu 41% efectele tratamentelor. În realitate, problema cea mai mare când vine vorba de calitatea slabă a experimentelor
Nu e că realizatorii folosesc o metodă inadecvată de randomizare, ci că nu spun deloc cum anume au selectat pacienții. E un semnal clasic de alarmă ce înseamnă adesea că experimentul a fost prost făcut. Din nou, nu am idei preconcepute. Experimentele cu metode de selecție aleatorie neclare umflă eficiența tratamentelor cu 30%, aproape la fel de mult ca și cele ce operează cu metode de randomizare vizibil eronate. În fapt, ca regulă generală, e întotdeauna cazul să ne îngrijorăm când nu ni se dau suficiente detalii despre metode și rezultate. Întâmplarea face că, promit să mă opresc, gata, există două studii de bază care au cercetat dacă informațiile inadecvate din articolele academice corelează cu rezultate îndoielnice, excesiv de pozitive și, da, studiile care nu își expun metodologia exagerează cu mult beneficiile tratamentelor, aproximativ cu 25%. Transparența și detaliile sunt totul în știință. Hildebrand et al. Deși fără vreo vină anume, au ajuns calul de bătaie al acestei discuții despre randomizare și le sunt recunoscător pentru asta. Se poate să fi selectat pacienții, se poate să o fi făcut adecvat, însă nu au arătat cum. Să ne întoarcem la cele 8 studii din articolul de evaluare al lui Ernst, cel cu arnica, ales oarecum arbitrar, fiindcă acestea probează un fenomen văzut cam peste tot în cercetările medicinei alternative și complementare. Majoritatea testelor erau distruse de erori metodologice și arătau rezultate pozitive pentru homeopatie, în vreme ce studiile decente, cele mai oneste, arătau că homeopatia nu se descurcă mai bine decât placebo. Acum vedeți, sper că atunci când doctorii spun că un anumit studiu este nesigur, asta nu înseamnă neapărat o etichetare lipsită de dovezi. Când lumea academică exclude deliberat un studiu prost făcut care flatează homeopatia sau orice alt gen de lucrare, în urma unei analize sistematice a celor publicate în ramură, asta nu se face din cauza unei prejudecăți personale sau morale. Există doar un motiv simplu pentru care acel studiu nu-i bun dacă nu e un test cinstit al tratamentelor, s-ar putea să ofere rezultate nesigure, trebuind de aceea tratat cu precauție. Mai sunt implicați aici factori morali și financiari. Să-ți alegi aleatoriu pacienții corect metodologic nu costă bani. O cercetare serioasă și onestă nu necesită neapărat mai multe fonduri, ci simplu să gândești înainte de a începe. Singurii de blamat pentru erorile din acele studii sunt oamenii care le-au realizat. În unele cazuri, tot ei vor fi cei care întorc spatele metodei științifice, numind-o paradigmă eronată, și totuși se pare că paradigma lor măreață, nou-nouță, nu-i făcută din altceva decât din teste necinstite. Aceste modele sunt omniprezente în literatura terapiilor alternative. În general, studiile greșite tind să favorizeze homeopatia sau altă formă de terapie alternativă, iar studiile bine întocmite, cu orice sursă de eroare sau de influență eliminată, tind să arate că aceste tratamente nu sunt mai bune decât placebo.
Fenomenul a fost studiat cu grijă și există o relație aproape cauzală între calitatea metodologică a unui test homeopatic și rezultatul obținut. Cu cât e studiul mai prost, adică cu cât e mai necinstit, cu atât cresc șansele de a descoperi că homeopatia e mai bună decât placebo. Cercetarea academică măsoară convențional calitatea unui studiu folosind instrumente standardizate precum scorul JADAD, o listă cu 7 puncte, unde sunt incluse lucruri despre care am vorbit, precum au descris metoda de randomizare și au fost furnizate suficiente informații numerice. Graficul acesta din lucrarea lui Ernst arată ce se întâmplă când aplici scorul lui JADAD asupra rezultatelor din experimentele homeopatice. Vedeți în stânga testele prost făcute cu uriașe probleme de concepere care arată că homeopatia e mult, mult mai bună decât placebo. În dreapta jos, vedeți cum scorul lui JADAD tinde către nota maximă 5 pe măsură ce testele devin ceva mai cinstite. Linia tinde să arate că homeopatia nu-i cu nimic mai bună decât placebo. Există totuși un mister în acest grafic, o ciudățenie, începutul unui mare mister polițist. Punctulețul acela din marginea dreaptă a graficului, reprezentând cele mai bune 10 experimente cu cele mai mari scoruri JADAD, se situează în mod clar în afara modelului celorlalte. E o anomalie. Brusc, chiar în capătul graficului, se descoperă câteva experimente făcute bine care arată că homeopatia e mai bună decât placebo. Ce se întâmplă? Vă spun ce cred eu. Unele dintre cercetările de la punctul acela sunt cusute cu ață albă. Nu știu care, nu știu cum s-a întâmplat, cine a făcut-o, în care din cele 10 lucrări, dar asta cred. Cercetătorii trebuie adesea să mascheze critici puternice printr-un limbaj diplomatic. Iată-l pe profesorul Ernst, omul care a făcut graficul, discutând uimitorul rezultat. Veți putea decoda prin exprimarea diplomatică faptul că și el crede, nici mai mult, nici mai puțin, că e vorba despre un fals. S-ar putea să fie câteva ipoteze care să explice acest fenomen. Cercetătorii care insistă că remediile homeopatice sunt identice întru totul cu cele placebo, s-ar putea să se bazeze pe următoarele. Corelația oferită de cele 4 puncte de date, scorul JADAD 1-4, reflectă în mare măsură adevărul. Extrapolarea acestei corelații îi va duce la predicția că acele teste au mai puțin loc pentru erori, scor JADAD egal 5, arată că remediile homeopatice sunt placebo pur. Totuși, faptul că media rezultatelor la cele 10 teste care au obținut 5 la scorul JADAD contrazice această noțiune, e concordantă cu ipoteza că unii și nici de cum toți homeopați pricepuți la metodologie și extrem de convinși au publicat rezultate care par convingătoare, însă sunt, de fapt, necredibile. Asta însă este o curiozitate și un caz marginal. În imaginea de ansamblu nu contează, fiindcă, per total, chiar și incluzând studiile acestea suspecte, meta-analizele arată că homeopatia nu e mai bună decât placebo.
meta-analizele? Meta-analizele. Aceasta va fi pentru o vreme ultima noastră idee importantă, anume una care a salvat viețile mai multor oameni decât ați cunoscut vreodată. O meta-analiză e un lucru ușor de făcut în unele privințe. Aveți doar de adunat rezultatele tuturor testelor asupra unui subiect anume, să le treceți pe o foaie mare și să calculați, în loc să vă bazați pe intuiție, în ce privește rezultatele tuturor micilor dumneavoastră experimente. E cu precădere folositoare când testele au fost multe, fiecare prea neînsemnat ca să ofere un răspuns concluziv, dar având de a face toate cu același subiect. Așa că dacă sunt, să zicem, 10 teste randomizate cu efect placebo controlat, care vor să afle dacă simptomele astmului se diminuează cu leacuri homeopatice și fiecare test implică 40 de pacienți, le puteți pune pe toate într-o meta-analiză și, efectiv, în unele privințe, să aveți un test cu 400 de oameni cu care să lucrați. În câteva cazuri celebre, celebre cel puțin în lumea medicinei academice, meta-analizele au arătat că tratamente despre care se credea că sunt ineficiente erau de fapt eficiente, însă fiindcă toate experimentele fuseseră făcute la scară prea mică, individual, ca să detecteze beneficiile reale, nimeni nu fusese în stare să bage asta de seamă. Cum spuneam, informațiile pot fi și ele salvatoare și una dintre cele mai grozave inovații instituționale din ultimii 30 de ani e, fără îndoială, Cochrane Collaboration, Asociația Cochrane, o organizație academică non-profit internațională care face rezumări sistematice ale lucrărilor de cercetare sau din domeniul sănătății, inclusiv meta-analize. Logo-ul celor de la Cochrane Collaboration e o globogramă simplificată, un grafic cu rezultatele unei meta-analize de o covârșitoare importanță făcută pe femei însărcinate. Când nașterea e prematură, bebelușii, cum vă puteți aștepta, sunt mai expuși bolii și morții. Niște doctori din Noua Zeelandă au venit cu ideea că un tratament scurt și ieftin cu un steroid ar fi putut scădea rata mortalității, drept pentru care 7 experimente care testau ideea au fost făcute între 1972 și 1981. 2 au arătat unele beneficii de pe urma steroizilor, însă restul de 5 nu au detectat așa ceva și, din acest motiv, ideea nu a prins. La 8 ani după aceea, în 1989, a fost realizată o meta-analiză prin strângerea la oaltă a tuturor datelor testărilor. Dacă priviți diagrama de mai sus, vă puteți da seama ce s-a întâmplat. Fiecare linie orizontală reprezintă un singur studiu. Dacă linia e deplasată spre stânga, înseamnă că steroizii erau mai buni decât placebo, iar dacă e orientată spre dreapta, înseamnă că steroizii se descurcau mai prost. Dacă linia orizontală a testării atinge marele efect nul vertical, reprezentat prin linia din mijloc, atunci experimentul nu arată nicio diferență clară între cele două. Și încă ceva, cu cât e mai lungă linia orizontală, cu atât mai puțin clară e concluzia studiului. Privind globograma, vedem că există acolo multe studii nu foarte sigure, linii lungi orizontale, cele mai multe atingând verticala efectului zero, sunt însă deplasate un pic spre stânga, așadar par să sugereze împreună că steroizii ar putea fi eficienți, chiar dacă fiecare studiu în parte nu e semnificativ statistic.
Rombul din josul graficului arată răspunsul statistic, că există, de fapt, dovezi foarte puternice în sprijinul ideii că steroizii reduc riscul cu 30 până la 50% ca bebelușii să moară de complicații cauzate de nașterea prematură. Ar trebui să ținem întotdeauna minte costurile umane ale acestor numere abstracte. Copii morți fără să fie nevoie, pentru că fuseseră lipsiți de acest tratament vreme de un deceniu. Au murit chiar dacă exista suficientă informație disponibilă care i-ar fi putut salva, fiindcă acea informație nu fusese sintetizată și analizată sistematic într-o meta-analiză. Să ne întoarcem la homeopatie. Vă dați seama acum de ce mi se pare trivial subiectul. O analiză de referință a fost publicată recent în Lancet. Era însoțită de un editorial cu titlul Sfârșitul homeopatiei? Chang et al. Au făcut o foarte minuțioasă meta-analiză unui număr important de experimente homeopatice și au descoperit, punându-le cap la cap și cercetându-le sistematic, că, în principiu, homeopatia nu e cu nimic mai bună decât placebo. Homeopații au sărit ca arși. Dacă aduci în discuție analiza asta, vor încerca să-ți spună că a fost confecționată. Ce au făcut esențialmente Chang et al, ca și toate meta-analizele negative precedente ale rezultatelor, a fost să excludă cercetările de calitate mai slabă din analiză. Homeopaților le place să aleagă tocmai studiile care le oferă răspunsurile pe care sunt dornici să le audă, ignorând restul, o practică numită ciugulire, cherry picking. Dar vă puteți ciuguli și meta-analizele preferate, ori să vi le reprezentați eronat. Cercetarea lui Chang a fost doar ultima dintr-o serie lungă de meta-analize care arătau că homeopatia are același efect ca placebo. Ce mă uimește pe mine cu adevărat e că, în ciuda rezultatelor negative, homeopații au continuat până la cele mai înalte niveluri ale profesiei să pretindă că aceleași meta-analize susțin uzul homeopatiei. Fac asta citând doar rezultatul tuturor probelor incluse în analiză. Cifra include și cercetările de calitate mai slabă. Cifrele cele mai de încredere, știți acum, provin din seria restrânsă a testelor cinstite, iar când vă uitați la acelea, homeopatia se descurcă la fel de bine ca placebo. Dacă vă fascinează asta, nu m-ar surprinde, să știți atunci că lucrez la o analiză cu câțiva colegi pe care o veți putea citi în curând pe badscience.net cu toate înălțătoarele sale detalii, explicând rezultatele diferitelor meta-analize făcute asupra homeopatiei. Clinicieni, savanți și cercetători spun cu toții avem nevoie de mai multă cercetare, fiindcă sună progresist și tolerant. Nu este, de fapt, întotdeauna cazul și, lucru puțin cunoscut, această expresie este de mulți ani interzisă în paginile British Medical Journal. Pe motiv că nu aduce nimic în plus, poți spune ce lipsește cercetării, cum, ce, în care măsurătoare și pentru ce motiv. Dar datul grațios din mână în timp ce solicitați superficial mai multe cercetări e lipsit de sens și de niciun ajutor. Au fost făcute până acum mai bine de 100 de teste randomizate în privința homeopatiei. A venit vremea să ne oprim. Pilulele homeopatice nu sunt mai bune decât pilulele placebo. Știm măcar atâta lucru, dar este loc pentru cercetări ceva mai interesante. Oamenii simt cu adevărat homeopatia ca pe ceva benefic, dar acest fenomen are mari șanse să implice întregul proces de consultare a unui homeopat sau să fie ascultați, să li se ofere o explicație oarecare pentru simptome și toate celelalte beneficii colaterale ale medicinei de modă veche,
paternalistă și încurajatoare. A, și mai e și regresia către medie. Ar trebui, deci, să măsurăm asta. Și aici e ultima, extraordinară lecție primită de medicina bazată pe evidențe de la homeopatie. Uneori trebuie să dovedești imaginație în cercetarea pe care o faci, să accepți compromisul și să te lași călăuzit de întrebările care au nevoie de răspuns, mai degrabă decât de uneltele care îți stau la dispoziție. E foarte obișnuit pentru cercetători să studieze lucrurile care îi interesează în toate ariile medicinei, însă pot fi interesați de lucruri sensibil diferite de cele care sunt de interes pentru pacienți. Un studiu a avut chiar ideea de a întreba persoane cu osteoartrita genunchiului ce fel de cercetare ar fi dorit să se facă, iar răspunsurile s-au dovedit fascinante. Voiau o muncă riguroasă de evaluare a beneficiilor fizioterapiei și chirurgiei, a strategiilor educaționale și de suport și alte lucruri pragmatice. Nu-și doreau încă un experiment care să compare o pastilă cu alta sau cu placebo. În cazul homeopatiei, în mod similar, homeopații vor să creadă că puterea se află în pilulă mai degrabă decât în întreg procesul curativ de consultație, discuție și așa mai departe. E de o importanță capitală pentru identitatea lor profesională. Cred însă că o vizită la homeopat este probabil o intervenție utilă în unele cazuri pentru unii indivizi, chiar dacă pastilele sunt doar placebo. Cred că pacienții vor fi de acord și cred că ar fi un lucru interesant de măsurat. Ar fi ușor. E vorba de ceva numit pragmatic, experiment controlat al listei de așteptare. Luăm, să zicem, 200 de pacienți potriviți pentru tratarea homeopatică, aflați momentan într-o clinică medicală și dornici să încerce homeopatia, apoi îi separăm aleatoriu în două grupe de câte 100. Un grup e tratat normal de homeopat, cu pilule, consultație, fum și vudu, în plus față de tratamentul pe care pacienții îl iau curent, exact ca în realitate. Celălalt grup rămâne pe lista de așteptare. Sunt tratați ca de obicei, indiferent dacă asta implică neglijare, tratament generalist sau altceva, dar fără homeopatie. După care măsurăm rezultatele și comparăm cine se simte cel mai bine. Puteți argumenta că ar fi o descoperire pozitivă trivială și că e evident că grupul de la homeopatie se va simți mai bine. Dar e singura cercetare care a mai rămas cu adevărat de făcut. E un experiment pragmatic. Grupele nu sunt orbite, dar nici n-ar putea fi în acest gen de testare, iar uneori trebuie să acceptăm compromisuri în metodologia experimentală. Ar însemna un uz legitim al banului public sau poate al fondurilor de la Boiron, compania de hapuri homeopatice evaluată la 500 de milioane de dolari. Dar nu există niciun motiv pentru care homeopații să nu-și bage nasul și să nu facă asta ei înșiși, fiindcă, în ciuda fanteziilor homeopate născute din lipsa de cunoaștere, cum că cercetarea e dificilă, magică și costisitoare, un asemenea experiment ar fi, de fapt, ieftin de realizat. Nu banii lipsesc, de fapt, comunității alternative, mai ales în Anglia, ci cunoștințele de medicină bazată pe dovezi empirice și știința de a face un experiment. Publicațiile și bazele lor de date sunt pline ochi cu ignoranță și cu furie vitriolată, îndreptată împotriva oricui ar încerca să arate avantajele experimentelor. Cursurile lor universitare, din câte îndrăznesc să admită că ar preda, totul e nefiresc de ascuns, par să se stropșească la asemenea întrebări explozive și amenințătoare. Am sugerat în variate locuri, inclusiv la conferințe academice,
că singurul lucru care ar îmbunătăți la maximum calitatea dovezilor în medicina alternativă ar fi înființarea unei linii telefonice dedicate sprijinirii experimentului medical, la care se poate apela oricine dorește să desfășoare un experiment clinic pentru a primi sfaturi cum să o facă într-un mod adecvat, pentru a nu-și pierde timpul cu teste necinstite care vor fi privite cu dispreț, pe drept cuvânt, de cei din afară. În fantezia mea, sunt cât se poate de serios dacă aveți banii, ați avea nevoie de un fluturaș cu instrucțiuni, poate un curs scurt, elementar, pentru evitarea întrebărilor stupide și de consiliere telefonică. Între timp, dacă sunteți un homeopat cu scaun la cap și vreți să faceți teste controlate medical, puteți încerca forumurile online Bad Science, unde veți găsi oameni capabili să vă dea o mână de ajutor în afara celor care se războiesc copilărește și a comentatorilor agresivi. Dar ar fi de acord homeopații? Cred că le-ar afecta demnitatea profesională. Vedem adesea homeopați care încearcă să se strecoare la mustață prin zonele periculoase și care nu se pot decide. Avem, de exemplu, un interviu la Radio 4, disponibil în fișier online, în care Dr. Elizabeth Thompson, medic homeopat consultant și lector onorific al Departamentului de Medicină Paliativă de la Universitatea Bristol, face o încercare. Începe cu lucruri de bun simț. Homeopatia funcționează într-adevăr, dar prin efecte non-specifice precum însemnătatea culturală a procesului, relația terapeutică n-are de-a face cu pilulele și așa mai departe. Practic, recunoaște că homeopatia ține de înțelegere culturală și de efectul placebo. Există persoane care au susținut că homeopatia e ca un compus farmaceutic, spune ea. Însă nu e așa, e o intervenție complexă. Apoi, intervievatorul întreabă: ce le-ați spune oamenilor care se duc la farmacia de pe bulevard unde se pot cumpăra remedii homeopatice, au febra fânului și achiziționează niște leacuri ca să trateze alergia? Presupun că nu așa merg lucrurile, nu? Un moment de tensiune. Iertați-mă, Dr. Thompson, dar am simțit că nu voiați să spuneți că pilulele, ele însele, izolate, cumpărate din farmacie, au efect. Înainte de orice, ați spus deja că n-au. Însă nici ea nu vrea să iasă din rând și să spună că pilulele nu funcționează. Îmi țin respirația. Ce o să facă oare? Există oare vreo structură lingvistică îndeajuns de complexă la o formă îndeajuns de pasivă pentru a negocia asta? Dacă este, Dr. Thompson n-o găsește. Pacientul s-ar putea să se uite peste ele și să-l aleagă pe cel potrivit, dar ar trebui să fii foarte norocos ca să intri și să dai exact peste remediul potrivit. Deci puterea stă și nu stă în pilulă. P și non-P, cum ar spune logicienii. Dacă nu pot îndulci pastila cu puterea nu stă în pilulă, paradoxal, atunci cum trec homeopații peste toate datele negative? Dr. Thompson, din câte am văzut, e o homeopată civilizată și cu gândire clară. E în multe privințe singura de acest fel. Homeopații au avut grijă să se țină în afara mediului civilizator al universității, unde influența și întrebările colegilor pot ajuta la rafinarea ideilor bune și la plivirea celor proaste. În rarele lor incursiuni, pătrund în aceste instituții pe furiș, ferindu-se pe ei și ideile lor de critici, refuzând să împărtășească cu oameni din afară până și rezultatele din lucrările lor. E lucru rar să vezi un homeopat căutând dovezi, dar ce se întâmplă când o face? Vă pot spune, se enervează, amenință cu datul în judecată, răcnește și țipă la întâlniri, se lamentează aiurea, vine cu idei preconcepute ridicole, care mănâncă timp pentru a fi date în vileag,
desigur, dar ăsta e și scopul hărțuielilor pe care le prezintă Comisiei de Etică a Presei și editorului tău, trimite scrisori ofensatoare și te acuză în mod repetat că ai fi cumpărat de industria farmaceutică, fals, deși încep să te întreb de ce te-ai mai obosit cu principii când ai de-a face cu un asemenea comportament. Homeopații te asaltează, își arată colții toți până la cei mai sus puși în ierarhie și fac tot ce le stă în puteri să-ți închidă gura și să evite o discuție despre dovezi empirice. Ba, s-a întâmplat chiar să amenințe cu violența. Nu vreau să continui, dar iau foarte în serios asemenea chestiuni. Nu spun că nu mi-ar plăcea un pic de hârâială. Scot doar în evidență că, dacă în aproape oricare alt domeniu lucrurile nu ajung la fel de departe, homeopații, pe de altă parte, dintre toți oamenii amintiți în această carte, cu excepția câte unui nutriționist mai sărit de pe fix, par a fi specia cea mai furioasă. Încercați și singuri să discutați cu ei despre dovezi, apoi anunțați-mă ce ați descoperit. Probabil că vă doare capul deja din cauza acestor homeopați răuvoitori și derutanți și a apărărilor lor bizare, labirintice. Aveți nevoie de un masaj drăguț cu știință. De ce e dovada atât de complicată? De ce avem nevoie de toate șmecheriile astea, de aceste paradigme speciale de cercetare? Răspunsul e simplu. Lumea e mult mai alambicată decât simplele povești despre pilule care îi fac pe oameni să se simtă mai bine. Suntem oameni, suntem iraționali, avem deficiențe, iar puterea minții asupra trupului e mai presus de tot ce v-ați putea imagina. Citesc și pentru tine, un podcast cititor.